Dacă dumneavoastră vreți să mai dați jos câteva kilograme, trebuie să scăpați urgent de hainele care vă sunt deja mari. Și așa cum participantele serviciului de slăbit sănătos au reușit deja să dea jos mai mult de 10 kilograme, hainele pe care le purtau până la proiect le sunt foarte mari. Cum arată acum Rodica Lupu, aflați chiar în aceste clipe. La moment am depistat, să zic așa, că am haine care îmi sunt deja măricele și nu-l mai port. Asta este rochiță, iată, care mi-am cumpărat-o după naștere, fiindcă nu mai încăpeam rochițele mele și mi-am procurat așa o rochiță, să ridic așa un pic sus, iată așa, sus, să vadă burtica, așa le purtam eu. Să vă arăt ce am eu. Am o pereche de pantaloni, stai să văd unde i-am pus. Am o pereche de pantaloni care i-am cumpărat înainte de proiect. Iată și rochița, care eu vreau foarte mult să ajung în ea. Nu pot să încap acum până când, dar foarte mult sper să ajung. Și mai am nevoie, stai să zic, de câte kilograme, de 3 sau 4 kilograme și eu voi încăpea în ea foarte bine. Rodica Lupu este în platou la Casa de Vreme. Să intri, Rodica! Hop. Bună ziua! Bună ziua, v-am găsit la Casa de Vreme. Cum a fost această săptămână pentru tine? A fost foarte interesantă săptămâna pentru mine. De ce? Fiindcă am slăbit foarte bine și îmi place foarte mult cum arăt. Ce vei face cu hainele care deja sunt mari? Ce să fac cu ele? Sau le las pentru o perioadă, cum am mai spus, când mă voi îngrașa, dar asta se va întâmpla numai atunci când îmi va crește doar burtica. Cum a fost săptămâna aceasta la sport? Cum a fost? A fost bine, ca și restul săptămânilor. Mie mi este mult mai ușor să fac sport, nu am probleme la sport, doar cu alimentația. Iar și îmi vine câteodată așa o poftă de ciocolată, nu vă imaginați. Rata mi-a promis că îmi dă voie să mănânc doar 3 bucățele de ciocolată, dar îmi spune că doar să știi când să te oprești. Doamnelor și domnilor, din următoarele reportaje veți afla în ce rochie vrea să încapă Mariana Gherțovaia la finele proiectului. Astea sunt pantaloni purtați anul trecut de mărimea 48. Erau cu strâns pe talie, adică cu talia joasă, așa să se vadă tot frumusețea mea. Este un cadou anticipat de la cumătra de mea, care a făcut cadou o rochiță cu ideea că, uite, că mai trece acolo o perioadă de timp și mi-e încăpea în ea, e mărimea 38. Având cândva 48-46. Ce sentimente au cuprins-o pe Mariana atunci când a văzut ce mărimi la haine are acum în comparație cu 2 luni în urmă, aflăm chiar de la ea. Bună ziua, v-am găsit acasă de vreme. E entuziasmată, te-am văzut în reportaj față de modul în care arăți acum. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mă simt împlinită și fericită. Ce regim alimentar ai urmat în această săptămână? Ca de obicei, strict, corect, cu alimentație bună. Mariana, îți urăm mult succes în continuare. Mulțumesc. La sport, dar și la respectarea regimului alimentar. Doamnelor și domnilor, să știți că atunci când pe Mariana o mai pasc poftele sau nu știe câte kilocalorii conține un anumit produs pe care ar vrea să-l consume, pe cine credeți că contactează ea, sigur, pe antrenoarea ei personală, Svetlana Marandici Nichifor? Ceea ce nu știți dumneavoastră deocamdată despre Svetlana este faptul că și ea, la timpul ei, avea surplus de greutate, iar când cântarul i-a arătat 75 de kilograme, a hotărât că așa nu se mai poate. A devenit instructor după ce a simțit pe propria piele ce înseamnă surplus de greutate. Bună ziua, bun găsit acasă de vreme! Salutare! 75 de kilograme pentru tine era mult? Le simțeai? Foarte mult. Le simțeai, să înțeleg? Sigur că da, eu chiar acum glumesc în timpul antrenamentelor. Cum la țară un purcel de 75 e bun de tăiat? Fix așa eram și eu atunci. Asta confirmă și niște poze care denotă că nu eram așa cum sunt și când le arăt la multe fete. În cazul de față, alimentația ta este la fel de strictă ca și a participantelor noastre? Nu, nu. Eu îmi permit și aceea cum îi contrazic lui Mariana. Mariana categoric dulciuri, nu. La un ceai, pe la orele 11-12 ziua, îmi permit de 2, de 3 ori, atât când dorește sufletul, o cantitate mică de ceva ce este contraindicat. Adică eu știu că eu cu șmier
merg la sală, îmi iar toată surplusul de kilocalorii și o să fie totul perfect. De la 75 de kilograme ai ajuns la 52. Asta înseamnă că ai slăbit în jur de 23 de kilograme. Ți s-a întâmplat să le slăbești în termen mai lung, într-o perioadă de timp mai scurtă, 2-3 luni de zile. Cât ți-a luat? Știi că, chiar să luăm ca un exemplu, e mai ca aceeași perioadă cu care se luptă fetele. E vorba de 3 și 2 săptămâni de luni, da? Îți place modul în care arăți acum? Sigur că și fiecare zi tot mă bucur că sunt mult mai multe persoane care iarăși vor să obțină la fel siluetă frumoasă, dar silueta nu e frumoasă atât cât nu e sănătate. Pe final de discuție, care este regula de aur de care te conduci de ani buni de zile? Eu neapărat, Monica, asta e regula mea de bază. Tatiana, ți mulțumim tare mult că ai venit astăzi acasă de vreme. De când am lansat proiectul, nu odată, am fost rugat să discutăm și despre modul în care o persoană poate să adauge în greutate. Maria Negură, o adolescentă de numai 18 ani, se numără printre ele. La cei 1,65 m ai săi, Maria cântărește 43 de kilograme. Cu câte kilograme vrea să te îngrași? Cel mult cu 5, 6, 7. Ce poate face Maria ca să se îngrașe sănătos, fără a utiliza produse bogate în calorii, care să-i dăuneze sănătății, precum cartofii prăjiți, fast food-urile, chipsurile sau alte produse de acest gen? Cunoaștem chiar acum de la Galina Tomaș, expertul serviciului de slăbit sănătos. Bună ziua, bun găsit acasă de vreme! Mă bucur mult să vă revăd! Ce ar trebui concret să facă ele astfel încât să fie sigure că lunar, de exemplu, sau săptămânal, sau zilnic, să ia acele 400-500 de grame adăugat? Este necesară, e simplă metoda, de a frecventa antrenamentele. Dar acum n-ar părea de straniu aceleași antrenamente la care vin fetele din proiectul Serviciu de Slăbit Sănătos, doar că ele slăbesc. Unica diferență este că cei care își doresc să slăbească nu mănâncă după antrenament, cei care își doresc să adauge masă musculară după antrenament, deodată după antrenament, folosesc proteină curată. Asta ar fi carne, ouă, lactate, pește. În timpul antrenamentului le recomandăm la toate aceste domnițe, doamne, să-și ia, dacă este posibil, să fie suc fresh, ca să fie aportul chiar și de vitamine și microelemente în timpul antrenamentului, dar dacă nu, un suc simplu, da? De ce? Din cauza că atunci când efectuăm efort fizic, scade glucoza în sânge și se activează schimbul de substanțe, încep procesele oxidative a țesutului adipos, ba chiar și a țesutului muscular. Și atunci când în timpul antrenamentului nu folosești H2O, dar folosești o băutură care conține glucoză, acest lucru nu se întâmplă, glucoza se menține la normă, persoana nu slăbește, după care folosește proteină și avem încetul cu încetul adăugare de masă corporală, masă musculară. Dar, foarte interesant, se slăbește mult mai ușor decât se adaugă. Sunt obligatorii anumite analize medicale pe care ar trebui să le facă? Din 100%, toate doamnele și domnișoarele, există 3-5% de femei care nici de cum nu le reușește să slăbească. Le recomand 100% consultația endocrinologului și există aceste persoane care au masă sub, deci normă, și în cazul acesta ar fi bine să consultăm, să consultăm medicul, să facem analizele necesare, să analizăm hormonii, și anume hormonii glandei tiroide și alți hormoni, ca să fim siguri din start că metoda expusă anterior o să ne ajute. Ce fructe ar trebui să conțină o dietă pentru persoanele care vor să se îngrașe? De toate. Să le mănânce. Nu punem accent. Noi punem accent pe proteină. În cazul în care o femeie dorește să adauge în greutate, este cazul să respecte acea limită de minim 2 litri de apă pe zi sau ar trebui să reducă consumul de apă?
nu reducem nici într-un caz. Hidratarea organismului nu o putem tangenția cu adausul de masă musculară. Putem să ne îngrășăm în cazul în care avem o alimentație bogată în proteină, dar nu facem sport? Dacă frecventăm antrenamentul, mâncăm proteină după antrenament, asta este regula de a crește masa musculară. Galina, îți mulțumesc tare mult pentru sfaturi. Daria Ieremița acum practic înnoată în fusta pe care a îmbrăcat-o la prima ediție a proiectului. Vedeți și dumneavoastră! Înainte de proiect purtam mărimea 40, adică largi, largi. La prima filmare am purtat o fustiță și stătea așa în strimtă pe mine, pe coapse, la burtică, la fel, iar acum, uitați-vă că... Așa stătea frumos. Cum? Aceasta este o rochiță de vară care mi-a cumpărat-o soțul meu și care nu am purtat-o niciodată. Dar vara aceasta sigur o să o fac. S-au schimbat fetele noastre, într-adevăr. Aș vrea să invit chiar în aceste clipe pe Daria alături de mine. Bună ziua, bun găsit acasă de vreme. Bună ziua. Cum a fost săptămâna pentru tine? Deci cum, această săptămână a fost dintre cele bune. De ce? De ce? Fiindcă am slăvit bine, sunt mulțumită de mine săptămâna aceasta. Văd că ai în mână o centură, dacă nu mă greșesc. Da, deci vreau să vă zic că pe lângă hainele care îmi sunt largi, am uitat să vă zic că am și o centură. Care vreau să... Ai hotărât să o aduci astăzi? Da, am hotărât să vă arăt la fel, care mi era mare. Iată aici este prima găurică, iată așa. Dar astăzi chiar am observat că eu am făcut două găurile suplimentar. Adică eu încă mă îngrășasem și iată cam așa era. Cu cât timp în urmă? Înainte de proiect. La pantaloni o purtam. Care... Să înțeleg acum 2-3 luni. Da, acum 2-3 luni, iată așa. Cuș. Iată așa era, uitați-vă. La pantaloni. La pantaloni, la fustă. Dar ți mulțumim tare mult că ai venit astăzi acasă de vreme și, de asemenea, îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc mult! După sarcină aveam marele nenoroc să ajung deci de la 40 până la, chiar și până la 44 mărimea. Acum pot să mă laud, chiar și acest costum sportiv este de mărimea 38 și sunt foarte bucuroasă. Toți pantaloni nu-i puteam îmbrăca. Acum cred eu că chiar îmi sunt puțin măricei. Visam să ajung să-i port, dar acum trebuie să merg iarăși la croitor și cu această pereche de pantaloni. Care sunt hainele la care Alina Sandu va renunța obligatoriu după proiect, ne va spune chiar ea. Alina, te invit în platou. Bună ziua, Maria! Salut, arăți minunat! Cum a fost săptămâna aceasta pentru tine? Ca de obicei, o săptămână frumoasă, plină de energie. Atunci când am mers acasă și ți-am cunoscut garderoba și hainele deja în care pur și simplu înnoată în tine, înnoți în ele, ce sentimente te cuprind atunci când le îmbraci? Pur și simplu nu-mi vine să cred ochilor, nu-mi vine să cred ceea ce văd în oglindă, dar mă bucură faptul că o să las garderoba într-o parte și o să merg să mă înnoiesc una nouă și frumoasă și cu mărimi mici. Alina Sandu este susținută întru totul de Angela Gorea, care este de fapt instructorul ei personal de shaping. Bună ziua și bun găsit acasă de vreme! Bună ziua, Maria! Bună ziua la toată lumea! Nu este prea mult sport pentru tine? De 11 ani și chiar astăzi nu pot să spun că este prea mult sport pentru mine. Te simți dependentă de sport? Mă simt că am plăcere de la sport. Chiar psihologic mă simt foarte bine, mă simt împlinită, mă simt și mândră de mine, dar și mă simt că pot să dau și ceva acestei lumi. Angela, îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit astăzi acasă de vreme. Vă mulțumesc și vouă pentru invitație, sunteți foarte bravi. Săptămânal, așa cum este deja o tradiție la noi la Serviciul de Slăbit Sănătos, noi dăm premii de încurajare. Haideți să aflăm cine și pentru ce ia astăzi premiul, Galina. Ca de obicei, în fiecare săptămână fetele sunt toate bravo. Se prezintă la antrenamente, nu absentează și dacă absentează doar câte o zi din săptămână, a venit zilnic și sâmbăta și duminica la antrenament, oare poate cineva? Doar fetele din proiectul Serviciu de Slăbit Sănătos. Și să vedem cine a fost cea mai bravo, cea care a slăbit aproape 2 kg în această săptămână, este Alina.
Alina Sandu. Asta este, doamnelor și domnilor, încă o săptămână s-a perindat, încă o ediție vine și peste o săptămână, vinerea viitoare, vedem ce se întâmplă cu acele patru fete care slăbesc sănătate.